Bună seara, în primul rând, domnul Petru. Petru, ai și numele sfânt, Doamne iartă-mă. Bună seara, ce păr frumos ai! Vreau să fac un stadion pentru păduchi. Vreau în capul tău să fac un stadion de la pentru păduchi. Ce faci, guriță? De unde ești, gică? Mă numesc Petru. Petru, iartă-mă, de unde ești, Petru? Hă? Chișinău. Din Chișinău. Ai fost internat la Obregia recent? Nu știu, pare cunoscut. Nu cunosc orașul sau sat, nu cunosc. Obregia este cel mai șmecher restaurant din București. Eu mă duc așa, săptămânal pe acolo. Și aș vrea să te iau cu mine. Ce zici? Că sigur te bagă cineva în seamă. Nu știu, Bogdan, hello, Petru! Petru, vorbești cu mine, puiul meu. Sper că nu vă faci nevoile, că mă enervezi. Spală-te pe mânuțe, la penis, nu te speli că te-ai făcut pipi. Am șters, m-am șters Da? de prosop. Da. Mâna dreaptă o spăl, mâna stângă nu am atins penisul. Păi ce cu? Tu nu te ștergi, M-aș, măi, puiul. m-aș Ce? șters de m-aș șters de prosop, nu ți-a griji, sau vrei să-ți arăt sau cum? Ia, arată-mi, că vreau să mă convin că tu crezi că mă minci. Hai. Show me. Ha. Dați-i băi tap-tapuri să mai orice live vă un pic, vă rog. O să-ți arăt personal. Am înțeles. Păi vrei să vii la București să ne cunoaștem, dar vezi că eu o trag pe nasă, știi? Ai și tu ceva să vii pregătit la mine, că eu vreau să ne facem bine rău de tot, să nu mai dormim 2-3 zile. Eu am tot, dar eu nu sunt. Nu contează, nu folosești tu, folosesc eu, îți dai seama. De-aia de fumat nu vreau, că nu-mi place mie. Ai bani? Cum stai cu banuții? Ai bani? Hai fi sincer, că uite, vreau să ne cunoaștem. Ai bănuți? Am. Cam cât ai? Ai așa, vii pregătit pentru mine sau ai așa gen bani de să ajungi, gen de drum? Că de costă să vii de la Chișinău până aici? Măi, Petru, ești Nu fumarul de este, tot. nu sunt fumat. Nu sunt fumat, pur și simplu tu îmi dai 1000 de întrebări și eu nu dovedesc să răspund la toate. Păi, dar vreau să Dar ne e pe cunoaștem. rând, că eu Păi, să-mi aleg. spune, Păi, în dar prima prea întrebare, da? repede, Prea repede, eu sunt mai prea rapidă. repede. Ai bani? Păi, Vreau eu să sunt știu dacă mai ai bani. lent. Oh, și eu tot dragoste fac. Zi, ai bani? Am bani. Ai? Și dacă ai bani, de Sunt ce n-ai bani? bani. Sunt Și bani, dacă ai, tot de este. ce nu faci internet? Bagă-ți fratele meu internet, că De stai ce pe nu date fac ce? mobile, că n-ai semnal. N-ai semnal, n-ai internet în casă. A? Păi de nu sunt în casă, sunt la hotel. A, ce hotel de căcat. Oameni. Ai văzut hotel așa urcală? Nici la astea de 2 stele. Cu cine ești la hotel? Cu vreun pulărău pe acolo? Cu cine ești? Nu știu, Sunt singur. La ce hotel ești? Ca dacă mă urcă mașină și în 2 ore sta acolo. Zi, în ce zonă e? Spune naiba numele la hotel ce zici că e al tău. Se cheamă Dacia. Bația? Am înțeles. Stai un pic că bag imediat pe GPS. În ce zonă este? Hotel Dacia. Hotel Dacia. Imediat puiul meu. Stai un pic. Ai răbdare că imediat pac. Hotel Dacia în... Stai un pic. Este în centru.
Trebuie să văd cât fac până acolo. O dă Dacia, Neptun, Covasna, Herculane, Lugoj. În ce zonă? Unde e zis să în Chișinău? Da, în centru, am spus în centru, m-ai întrebat a doua oară. Chișinău, ia. Cotrim Dacia, Moldova, Chișinău. Rezervați acum. Stai un pic să vedem. Vedem cât m-ar costa să... Mie nu-mi place camera aia. Dacă vin acolo, o iei pe cea mai de lux. Ca să știu eu, cu tine nu stau acolo în agheriță. Deci așa ar veni... Stai un pic. Da. Cu câte camere vrei? Cu două camere sau... Nu știu, mă gândeam să luăm cu trei camere ca să mă alergi dintr-o cameră în alta. Știi ce zic? Că mie îmi place să fiu alergată cu cureaua până în casă, știi? Hai să vedem, uite. Mamă, câte camere ai aici. Mie nu-mi place șalier. Ce păr are! Nu, mor cu el. Nu știu, nu, Adi, vezi că nu te văd bine. Adi, vezi că nu te văd bine deloc. Ca să știi, Adi, nu te văd bine deloc, treaba ta. 2.600.000. 2.600.000, ia să dau un apel. Aoleo, plus 373. Ce dracu de asta, mă? Plus 373. Auzi, ce crezi? Nu merge să sun. Trebuie să-mi trimiți tu credit ca să poți suna. Ai abonament pe telefon? Petre, nu merge, uite, n-am hai să... De ce crezi că eu am acceptat ca tu să vii încoace? Păi, nu știu, vrei să facem dragoste, nu știu, vrei. Păi, crezi că în Chișinău nu sunt destule fete? Păi da, eu vreau să ne cunoaștem, să încercăm o relație. Uite, de ce nu poate se leagă ceva mai serios între noi, ne facem o familie, ferească Dumnezeu și ce zic. Eu, oricum... Nu am nevoie de femeie pentru o relație. Hai să spun o chestie. Tu mă pui momentan pe mine într-o poziție foarte proastă, pentru că eu am pe cineva, înțelegi? Sunt cu cineva și urmează și să mă căsătoresc, dar dacă tu ești mai bun ca el, eu să rămân cu tine. Înțelegi? Dacă tu mă faci pe mine mai bine, mă babardești mai bine ca el, asta e, ce să zic. Contează mai mult să fie bine sau să aibă mai mulți bani? Sau ar fi ideal să fie ambele împreună? Prefer pula în loc de bani, că banii, hai să zic, și în momentul în care eu știu să fac bani, automat îmi iau un băiat deștept. Și facem împreună, da. Înțelegi? Mai bine să îi meargă socoteala, că e nașpa fără socoteală. Eu am mai avut unul care n-avea socoteală și n-a fost ok. Și eu sunt de aia nimfomană, pe mine trebuie să dai ca surd un clopot. La mine știi cât durează un act sexual? În jur de 4 ore, așa, ca să știi. Atunci drumurile noastre se despart aici, acum. Păi de ce se despart, măi, Petre? Tu că rezici la pata asta? Cum cât durează la tine un act sexual? Eu pot să rezist la pat mult, dar nu-mi place de multe ori și nu-mi place ca să ție mult. Adică 4 ore asta pentru mine, eu obosesc. Eu obosesc foarte tare. Eu mai bine fac dragoste 10 minute, dar ele 10 minute să fie așa cum eu vreau și gata.
Și fac o dată pe zi sau două ori pe zi. Maxim de două ori. Maxim dimineața sau maxim de două ori pe zi. Și de ajuns pentru mine. Păi și cât a durat cel mai, nu știu, de câte ori ai făcut dragoste într-o zi? Nu știu, sălbatic sau cum faci? Bună, Dar Nic. n-am numărat, Alina. Nu, dar cât a durat la tine? N-ai avut niciodată vreo gagică să zici, mamă, pe asta vreau să o fut în continuu, zi și noapte, să stau pe ea în ea, că nu mai pot, mi-a luat viața, sufletul de mine. Nu? Păi da, așa o fuți de la început. De la... Prima lună, o fuți de Doamne ferește, dar după deja te duci în lumea ta mai departe și aștepți ca ei să nu te deranjeze. Cum adică? Păi te deranjează femeia dacă vrea și ea o iubire? Cum adică? Cum adică că nu înțeleg? Îmi dă... Îmi încurci comenzile. Alina, știi cum funcționează penisul? Nu știu, că eu am păsărică, n-am penis. Păi, penisul, ca să ți revii, ca să se acumuleze spermă pentru a ejacula, Așa. trebuie să treacă puțin timp să te alimentezi corect, să mănânci. Dar dacă tu faci sex de mai multe ori, tu nu ai spermă ca să ejaculezi. Adică ai foarte puțină spermă ca să ejaculezi. Și durează actul ăla. Și durează, ascultă-mă până la urmă. Și durează actul ăla sexual, durează foarte mult și mie personal nu mi-aduce deloc plăcere. Deci ție îți Ai place, înțeles? plăcerea e când e multă aia, nu? Da, când iese sperma singură aproape. E ca atunci, când mă e în călduri. Adică asta e ideea. Pentru că nu pot eu să-mi pierd timpul meu eu înțeleg, poate pentru fată e ok, că are, nu știu dacă aveți orgasm de mai multe ori și dacă funcționează la fel și e și aceeași plăcere ca și primul orgasm ca și a doilea, și a treilea, și a patrulea, toate orgasmele sunt foarte buni, apoi eu înțeleg că vă place să vă foarte mult. Dar bărbatul, de obicei, vă a doua și a treia oară doar pentru voi. În scârbă, gen, Ca auzi, voi. mă, tu faci ce Nu, nu, nu. aici, auzi, așa. Pentru voi, ca voi să fiți mulțumite, să fiți fericite. Adică noi cumva jertfim de la noi din timpul meu preferat. Deci cum ar veni bărbatul, de câte odată face de plăcere, după aia în scârbă, nu? Da, cam asta e ideea. A A. doua oară, da, a doua oară e scârbă deja. Ce bine, că și așa nu m-a certat deloc astăzi cu Adi și așa, ce mă cert acum cu el. Deci așa e, am aflat eu o chestie nouă despre bărbați. Auzi, uite, dar sincer, care este limita la tine în dormitor? Dacă poți să-mi spui. Care este limita? Adică până unde poți să ajungi, până în ce punct și care ar fi limita? Uite, dacă vrei să-mi spui. După timp. Nu, nu pe Adică timp, mă refer, care este limita în dormitor? Dați și voi tap-tap, floricele, ceva, nu stați degeaba. Că vă mănânc. nu cred că am o limită. Îmi place Ce cu absolut orice. Fac adică, îți place... tot. Ce îmi place mie? Mie îmi place tot sexul, de toate felurile. Îți place și limbii? Anale, orale, cum le dai? Limbi nu prea. Dar îți place Să să te mănânci? așa.
Auzi, îți place să ți se facă mau? Da. Să s-o sugă până da, da. Termin în gură la ea. Bine, ție, tu gurița nu bagi, dar vrei ca nevastă ta să-ți bage gura. Vezi, nu e frumos. Păi, mie nu-mi pasă, pentru că dacă ea vrea, dacă ea vrea să o sugă, las-o să o sugă. Pentru că eu nu pun, nu pun ca e să nu rog eu sau nu-i spun să facă asta. E faci singură, dacă e vrie. Adică tu nu iei de cap. Înțelegi? Așa, nu? Nu eu de cap așa. Pentru că mie mi se pare că asta e ca și când poate e nu vrie. Pentru că... Blin, că pus nu pică bine. La nicio femeie nu-i pică bine când nu ia bărbatul de cap, dar noi femeile îi mai punem la teste pe bărbați. Ca de exemplu? Da, uite, locuiesc singur, cum ai vreo afacere, ceva, nu știu. Ai ceva pe numele tău? Da, sunt bine. Păi ce înseamnă bine? Că bine sunt și eu, mulțumesc lui Dumnezeu, nu sunt bolnavă, sănătoasă, dar atât. În buzunar bate vântul. Sunt bine din toate punctele. A? Sunt bine din toate punctele. Sunt bine din toate punctele de vedere. Și care a fost cea mai lungă relația ta, măi, Petre? Am obosit să răspund la întrebările astea. Serios, să-ți spun. Nu vreau să-mi aduc aminte trecutul, pentru că trecutul nu există și el acolo a rămas. Prefer să trăiesc aici, în prezent. Bun, uite, dacă te-ai întâlnit, poate bună sau ți-ai bate joc de mine? Ce credeți, mă, e ora... Cât e ceasul, mă, sorul meu nu doarme? E 3:30, sorul meu nu doarme. Zi, uite, dacă te-ai întâlnit cu mine, m-ai luat de bună sau ți-ai bate joc de mine? Zi? Eu nu vreau să mă întâlnesc cu tine. Cum adică? Păi mi-ai pus degeaba, uite, eu vin la hotel acolo după tine, până când ești cazat? Până mâine de dimineață. La ce cameră stai? Um, 300, 316. Asta înseamnă la etajul 3, nu? Da, e la etajul 3. Bine. Păi și cu motorina cum facem? Că consumă. Dar îți zic deodată că eu nu vreau nicio relație. Păi nu vreau nicio relație. Vreau să-mi... Mi-o trag și odată cu tine și mă simt bine și după ne vedem de treabă. Te pup pe portofel, la revedere. Da, păi da. Acum nu pot să fac nimic pentru că nu am destui bani. Adică mâine dimineață o să vină banii, sau pe la amiază o să vină banii, sau o să vină banii când o să vrei ei să vină. Și adică acum nu i-am la mine. Păi și eu cu ce ajung? Adică nu i-am, nu i-am pe car. Păi și eu cu ce ajung acolo, mâncați-și gura ta, că loganul lui mama consumă. Păi eu nu te-am chemat. Păi m-ai chemat, acum o dai la întors, nu-i frumos, mie nu-mi plac băieții ăștia suciți. Nu te-am... Hai puțin, când te... Eu n-am spus niciodată că eu te chem aici. Ai spus să vin acolo. Despre ce vorbim? Vezi că nu-i frumos. Eu m-am îmbrăcat, m-am parfumat, m-am epilat. Am consumat parfumul când degeaba. Când uite, ai făcut bani? Când ai făcut asta? Că acum vorbesc cu mine. Eu te-am mai urmărit pe tine pe TikTok, îmi place de mult de tine, dar tu n-ai avut ochi pentru mine. Te făceai că nu mă vezi, intram în cea la tine, bună Petru, ce faci tu? Doamne, te făceai mereu că nu mă vezi, că alea, vezi că eu sufăr pe chestiile astea, mie nu se pare ok, da?
Am zis că până la urma urmei zic, Doamne, să prind și eu un joc cu el, să mă joc cu el, că uite, eu chiar te simpatizez de mult pe tine pe TikTok. Fără mișto, dar tu nu mă crezi. Bine, o întrebare, de când eu sunt pe TikTok? Băi, nu ești de mult timp, ești de puțin timp așa. Nu ești de mult timp pe TikTok, dar te-am văzut, ți-am urmărit niște live-uri, Apropo, mamă, pot pe să... mult de timp. Ok. Alina, poți să-mi spui aproximativ de când crezi că eu sunt pe TikTok? Mai nu știu aproximativ, iubitule, pentru că eu ți-am urmărit câteva live-uri, așa, două, trei live-uri, atâta. Nu știu exact prima dată când ai intrat, că să spun, că te-aș minți, vezi? Dar ți-am zis, te-am urmărit și nu știu, mi-ai rămas, nu știu, așa, mi-a rămas ceva așa acolo, nu știu. Și nu mă refer că ești un bărbat foarte frumos sau că mirate și mare frumusețe de bărbat sau chestii de genul ăsta. Că ești într-adevăr un bărbat foarte frumos. Ai înțeles și e frumos și lui Dumnezeu îi place, n-ai ce să zici. Ești un bărbat impecabil, fără pic de greșeală și fără pic de defect. Dar pe mine mă interesează mai mult cum e sufletul tău, așa, nu știu, dacă poți să te deschizi în fața mea, sau asta. Păi, tu iară mergi spre drumul ăla în care îmi spui despre o relație. Încerci să-mi vinzi mie o relație. Eu îți explic că eu nu vreau o relație. M-aș bucura din toată Ți-am inima să spus. avem o relație, că îți dai seama, o partidă de sex m-ar bucura pe moment, dar bucuria care ar fi să te am lângă mine zi de zi, nu să mă bucur de tine, așa decât odată, ce naiba, mai suntem copii să avem aventuri. Aș vrea și eu când mă trezesc dimineața, primul lucru pe care îl fac să mă uit la tine, să văd cât de frumos ești. Să mă bucur de tine, de trupul tău, asta m-ar bucura pe mine enorm. Nu așa o aventură, aventură pe care oricine, puiule. Înțelegi? Și cu bani și fără bani. Bucuria mea asta ar fi. Da, uite, vezi? Uite, eu sunt sinceră cu tine, mi-am deschis aripile și inima în același timp și tu nu mă crezi. Nu merge vorba că nu-ți cred. Eu sunt cât se poate de sinceră. Eu nu știu cum aș putea să fiu decât sinceră. Nu cred că sinceritatea acum, la momentul dat, are importanță. Ți-am zis, eu chiar sunt interesată de tine și mă interesez maxim. Deci e prima oară în viața mea. Eu n-am crezut că mi se poate întâmpla mie așa ceva. Să rămân la un băiat, să-l văd pe live și să rămân blocată la el, să zic, Doamne, ce mult îmi place băiatul ăsta, îl vreau neapărat. Nu știu ce mi-ai făcut, jur, deci... Și sunt o grămadă pe TikTok frumoși, dar nu se compară cu tine, nu știu, tu ești așa o combinație, așa, e un pic din toate. Mi se pare că ești haladit, foarte frumos, te duce capul, 2-10, de toate alea, ești uns cu toate ale fiile. Înțelegi? Și crezi că ai putea avea un bărbat de genul dat? N-am înțeles Crezi cum? că ai putea fi împreună cu un bărbat de genul dat? De genul dat, cum adică? Ca mine. Cum? Ca mine. Da, pe eu ți-am zis, eu chiar mi-aș dori să ne întâlnim și de ce nu să te am toată viața lângă mine? M-ar bucura enorm, nu știu. Eu te-aș iere și de bărbat acum, dar mie să nu te rușinezi, că eu n-am multă carte, înțelegi? Bune, dacă uite, sorul meu cred că ar fi de acord cu tine. Ok. În afară de sex, hai să formulez o întrebare. În afară de sex, Așa. ce poți tu mie să-mi oferi? Ce anume? Păi, dar nu sex, că eu nu vreau sex, eu vreau să facem dragoste. Băi, nu mai spamați urât-mă pe aici, că vă dau bloc. Ok, atunci în afară Nu sex, am zis că eu vreau dragoste, eu vreau să avem o familie, să facem copii.
ce zice. Păi iarăși. Auzi ce? A? Uite, fii atent, cred că sora mea ar fi... Sora mea ar fi de acord cu tine. A, să-ți gătești ceva, te referi. Da, păi uite, eu știu să gătesc, fii atent, felul 1, 2, 3. Vorbesc serios, fac sănătate, fac ciorbe, fac cozonac, chec, turt. Ultima oară am gătit un pui. A, nu, ieri am pus niște ouă în tigaie. Nu mor de foame cu mine, stai liniștit. Fără mișto. Deci gătesc. Crede-mă, e o plăcere să gătesc. Deci eu când intru în bucătărie, mă ieșit. Deci mă ieșit, nu știu, păi instant îmi vine așa, niha, nu știu să zic. Deci eu când văd tigaia aia, Doamne, zic, bă, zici că l-am văzut, nu știu, zici că l-am prins pe Dumnezeu de picioare. Nu-ți imaginezi cum e inima mine. Deci îți gătesc, îți fac curat, îți spăl șosetă. Nu mai face să râd, ok? Uite, băieții ăștia nu mă cred și nu-mi convine. Deci fii atent, mie îmi place foarte mult să-i spăl șosetele la bărbat la mână. Că mașina strică șosetele și chiloții și cu... Chiloții cu șosetele se spală la mână. Înțelegi? Îmi place să calc foarte... Eu... Vorbesc Alina, serios. Calc. Eu în rucsac tot timpul port cu mine undeva 4-5 perechi de ciorapi cu mine. Crezi că am nevoie să-i spiel? Da, da, nu știu, mie îmi place mie, nu știu, mi se pare foarte drăguț ca femeia să-i spele șosetele la bărbat și chiloții la mână. Pe bune, mă rog. Nu asta. Uite, de mâncare ți-am zis să fac felul 1, felul 2, felul 3, spăl vasele, mă duc la cumpărături, mă duc la muncă. Tu nu trebuie să faci nimic decât să stai în pat. Dacă te fii atent, când vin acasă, dacă ai chef de mine să faci dragoste cu mine, bine, dacă nu ai, poți să-mi dai și 2-3 palme, că nu mă supăr, că îmi place să fiu și bătută, înțelegi ce zic? Deci mie așa îmi place. Eu așa vreau, bărbatul meu să stea toată ziua pe spate, să stea degeaba și eu să fac tot. Și dacă se poate să mai și înșele așa din când în când, că na, să plictisește și el de mine și na, trebuie să mai încerce și cu alta, că na. Deci am zis, deci eu n-am nicio pretenție la tine decât să te știu că ești lângă mine, să știu că ești prezent în viața mea, să știu, Doamne, Petru este iubitul meu, mă bucur de el, chiar dacă nu se atinge de corpul meu, măcar îl văd. Înțelegi? Mai multe cu bătaia de câteva ori, eu n-aș avea nimic împotrivă. Din contră, aș veni eu și a zice, mai dă-mă una. Mai dă una dacă e supărat. Ce zici, Petru? Nu. Nu ești de acord, nici așa nu ești de acord. Nu știu cum să fac să te conving. Uite, îmi rupi inima, naipă. Poți să nu te... Să nu... Să poți să nu mai faci asta. Adică poți să te oprești, pentru că nu are rost. Nu mă pot opri când intră focul ăla, dragul ăla în mine, mai ales că e relația nouă și suntem noi la început, intră focul ăla în mine, bă, mă trezesc din somn. Petru are cămașa necălcată, merg și calcă, eu vezi că trebuie să mănânce dimineață, vezi că n-are chiloți, n-are șosete, vezi că îi trebuie bani de buzunar, mă duc, mă împrumut, bă, ce fac să aibă sărac cu banii. Nu mai știu de capul meu, deci mie așa pleacă totul de la creier. Înțelegi ce zic? Ți-am zis, felul 3. Absolut tot. Deci nu o să-ți lipsească nimic cu mine. Tu doar trebuie să stai pe spate și mă ocup eu de toți, am zis. Doar așa să te mai atingi și tu de mine din când în când. Așa bine. Să... Cum? Am vrut să spun că nu vreau. Mamă, ca, așa nu... ca să înțelegi, foarte tare vreau. Adică acum, sunt două chestii. Vreau și nu vreau. Auzi, da, izmene... În același timp. Auzi, Petru, izmene porți?
Ismene, știi ce zic? Oricum, mi se pare foarte Dar pornit. ce sunt ale? Bunica îi berea un fel de colanți, cum purtăm noi femeile colanți de astea, de ne băgăm înăuntru și voi bărbații să vă strângă biluțele. Aveți colanți de aia, porți colanți? Nu mă mai face să... Nu mai face să râd, că nu mai pot să fiu serioasă. Bătaie. Zi, Petru, porții budigăi de aia, nu știu cum se numesc. Ștrampii, nu știu. Nu știu cum se numesc. Izmene, ștramp, nu știu, eu nu port aia. Hm? Nu. Petru, nu. Zici cineva mai devreme că tocmai ce ai arătat pe... Nu. Nu? Nu am înțeles. Fii atent. Eu aș putea să fiu exact cum ți-ai dorit tu, sincer, dar trebuie să-mi faci o fantezie pe care o am și eu pe creier, cum tu ai o fantezie neîndeplinită și eu la rândul meu. Deci am o fantezie neîndeplinită. Bărbatul visurilor mele și omul cu care eu mă voi căsători, înțelegi? Adică tu, înțelegi? Pentru că în momentul de față m-am aprins după tine, vrei să te mit? Fără mișto. Fantezia mea este următoarea. Nu mai face să râd că am ieșit, dacă mi-e nervat. Trebuie să-mi faci chestia asta. Să te îmbraci în fustă, să te dai cu ulei pe picioare și să mă lași să-ți dau două palme peste cur. Ce zici? Bune, deci mamă, deci eu nebunesc. Ce se spune că în caport mă extensia mea, îți dai seama. Deci eu nebunesc, deci mamă, ar fi excitat rău de tot așa să-ți lași tu orgoliul tău de mare bărbadă, mare șmecher ce ești, să mă lași pe mine, să spun eu, să-ți fac părul cu placa, să-i dau cu ulei, să-ți dau fustița mea de blugi. Mamă, ai fi sexy rău de tot. Doamne, e mai excitat rău de tot, nu știu, cred că n-ai mai scăpat de mine niciodată în viața asta. Pe bune vorbesc. Deci aș accepta să mă înșel, să mă bați. Dacă vrei, mă duc și în Germania câteva luni. Sau nu știu, până Anglia. Unde să fac bani mai mulți așa, că eu nu știu. Dar mă interesez, uite. Pentru tot există un început. Ce zici de treaba asta, Petru? Alina, mie nu-mi pasă de bani. Păi tata, trebuie să trăim cu bani. Și dacă tu n-ai bani, eu n-am bani, vezi. La un moment dat, unul din noi trebuie să... La un moment dat, unul mie nu-mi pasă. Înțelegi? Hai să vorbim pe rând. Fumez foarte mult, să știi. Ne trebuie 1 milion aproape numai pe țigări. Nu mă mai face să râd. Abțineți-vă. Mi-e trebuie numai 1 milion mai pe țigări. Mai bă, de unde scoți banii ăștia? Când o să fiu bătrână, o să fac bărbatul meu și el dă mine. Înțelegi? Aia o să fac eu când o să fiu bătrână. Înțelegi? Că eu nu o să am niciodată. Crede-mă, am o relație foarte open și... Înțelegi? La bătrânețe o să fac mișto de bărbatul meu și el dă mine. Aia o să facem la bătrânețe și filme porno. Înțelegi? Dacă ești bătrân, te mai... Da. Alina, tu m-ai înșela dacă eu aș face. Oho! Oho! Deci, vă spun sincer că nu te-aș înșela niciodată. Și de ce? Pentru că mie, pe mine mă excită, mie îmi place bărbatul să mă înșele. Pe mine dacă nu mă înșeală bărbatul, nu mi-arată că mă iubește. În momentul în care înșeli, demonstrezi cu adevărat că îți iubești femeia, cu respecti. Înțelegi? Și femeia oricum trebuie să mai înșel din când în când, ca să o pui pe gânduri, bă, nu e bine ce faci. Înțelegi? Deci femeia trebuie înșelată. Bărbatul nu trebuie înșelat. Bărbatul trebuie iubit, trebuie, nu știu, ridicat în slăvi. Nu știu. Uite, eu ți-aș face și o statuie dacă aș putea. Ce zici de treaba asta, Petru? Că prea sună la mine.
Zic că prea sună la mișto. Nu vorbesc la mișto. O pune fără mișto. Vorbesc că se poate de serios. Alina, am spus... Eu acasă, femei, poți să îți faci treaba și cu ele în fața mea. Vă pun de băut. Pe bune vorbesc. Vă pun de băut, vă fac de mâncare. Voi puteți să vă distrați lângă mine, n-am nicio treabă. Din contră, îi dau și niște bani. Ia, bă, fata mea, niște bani. Fără să se simte bine pe bărbatul meu, că e al meu, mi l-a dat Dumnezeu. Doamne, nu mai doresc nimic în viața asta dacă l-am pe el. Înțelegi? Ce mai contează mâncați ăștia? Asta zi, mă, Petrule. Eu nu te-aș înșela nici vorbă. Dar tu pe mine nu aș considera... Nu aș considera un înșelat. Albert. Te pup, Albert. Prietenul meu. Cum poți să dezactivezi comentariile? Da. Intră acolo la mai mult. Dă-i la setări. Se trebuie din comentariile și dă-i dezactivare în comentarii. Da. Auzi, Petru, dar dacă, uite, de exemplu, s-ar întâmpla, uite, o prietenă de-a mea să vină pe la noi, da? Hai să dăm și de un meci, dacă tot stăm așa la discuție. Hai că mai stăm 10 minute, după care vedem ce facem, că vreau să ajung la tine în seara asta și se face târziu, naiba. Uite, de exemplu, dacă s-ar întâmpla, da, stapta, vă rog, dacă s-ar întâmpla, uite, de exemplu, să vină o prietenă de-a mea și majoritatea prietenilor mele sunt mai așa, mai gagicare, înțelegi ce zic? Și s-ar întâmpla, uite, să vină o prietenă de-a noastră. Gagicare, adică le place penisul foarte mult și nu se pot abține, mai ales că tu ești un băiat impecabil și foarte frumos, adică tu ești un bărbat bine, din punctul meu de vedere. Îmi place că ești și, nu știu, părul, cum te-ai tuns, nu știu, n-am mai văzut pe TikTok așa vreun băiat așa cu păr roșu. Ăla e des, se vede că e sănătos. Sprâncenele de mafiot, așa, ai gurița, așa, frumoasă, senzuală. Cred că ai și pielea foarte, foarte fină. Nu mă mai face să râd că ies. Înțelegi? Uite, de exemplu, dacă ar veni un prieten de-a mea beată. Îți dau un exemplu, că na, trează, nu cred că ar călca până la noi. Așa. Și, de exemplu, uite... S-ar dezbrăca goală și lângă noi și ar pune mâna pe tine. Tu ce-ai face în momentul respectiv? Zi, Petru. Aș f***-o. Păi, vezi, asta zic. Eu, la rândul aș meu, asta zic. Și uite, de exemplu, uite, eu te-am pisat, gen, uite, să îți faci problemele astea pe care le ai, uite, nevoile, gen, să... Nu știu, să te dai la ea, să-ți faci nevoia cu ea, dar nu să mă părăsești, adică tot eu să fiu nevasta ta. Tot eu să fiu nevasta ta, să nu mă lași, adică, bă, odată o aventură, ok, dar după aia să nu mă lași, gen, să mă lași naiba pe mine cu sufletul rănit și plângând și eu amărâtă. Vrei să admitem că te căsătorești, vrei să... Absolut legală, gen, la stare civilă. Da. O să ne cunune sorul meu, că și lui sorul meu place foarte mult de tine. Vorbesc foarte mult, foarte ce vorbesc. Sorul meu te îndrăgește. Iată, aici și-a zis că moare de tine. A zis că dacă nu te iau acasă, ea cu mine nu mai vorbește toată viața ei. A zis că ești tot ce... Ești un bărbat cu un bărbat ca tine m-ar vedea. Pără mișto. Și vezi că lui sora mea greu intri în grații. Doamne, ce ochișori frumoși și ai, pupate și... Înseamnă că nu o să vă... Pupate înseamnă și... că nu o să vă... Înseamnă că nu o să vă... Nu o să ce? Alina, hai să facem așa o regulă. Când unul din noi vorbește, a doilea nu intervine cu cuvinte bruște, pentru că eu nu te... Nu te aud din cauza că eu vorbesc și nu te aud tu ce spui. Și adică se primește așa o aiurea, nu-mi place. Nu-mi place discuția când eu vorbesc și pe mine mă întrerupe. Mie îmi place discuția când o duc și o duc până la capăt, îmi duc gândul până la capăt, l-am exprimat până la urmă. Tu m-ai înțeles, după care eu stac, ascult gândul tău, eu te-am înțeles pe tine. Mhm.
Și cred că discuția după asta, după, dacă discuția după ce se va termina, o să rămâi și tu și eu cu gânduri cu mai bune decât așa, adică asta. Ce să mă urmă viața mea? Eu m-am îndrăgostit de tine, eu vreau să fii bărbatul meu, ce trebuie să mai fac? Nu mai am ce să fac, nu mai am cum să dau înapoi. Asta e? Uite, vreau să te întreb ceva. Sincer, spun din toată inima. Petru, spune și mie, te rog, ce șampun folosești? Spune că dacă nu mai un punct. Spune, Petru, poți să-mi spui? Da, pot să spun. Aștept să termin. Adică termin, eu îți spun, ca tu să mă auzi. Păi spune ceva! Spune, Petru. Ce șampun folosești? Mă, dar vorbește, Doamne, iartă-mă, greu vorbești. Aștept să te liniștești complet. Da, adică să fii liniștit. Spune-ne ce șampun folosești, că... Nu folosesc. Azi nu am folosit șampun. Dar, în general, cu ce te speli? Cu... Tășeam eu la baie. Am... Head and Shoulders și Dove pentru corp, gel de duș. Mhm. Auzi, duci la baie să-mi fost rău din suflet, că aș vrea să mă scăl, poate mi se îndeșește părul. Poți să mergi puțin până la baie să-mi arăți, te rog, că-mi vreau și să mă... Arată-mi și mie, te rog, șamponul pe care îl folosești. Nu la baie, aici, acasă. Pentru că aici nu este la hotelul ăsta, pentru că eu am intrat aici să eram pe drum și am vrut să mă schimb. Să mă spăl, să mă schimb. Auzi, dar după ce îți dai cu șampun, îți dai și cu balsam să rămână moale așa sau? O făceam înainte. Înțeles. Și de-aia ți-a crescut așa. Dar trebuie să... Dacă n-ai un păr în cap mai des, carul meu. Ai părul moale, pufos. Doamne, cum ajuta eu cu el. Doamne, da. Aș face un stadion numai pentru păduchi în capul tău. Deci aici, ras, făcut stadion pentru păduchi și restul sus, așa țep. Știi ce zic? Ăștia joacă deja în Champions League. Da, ăștia deja fac fiecare. Nu știu, mi-ai luat mințile, nu știu, mai bine nu intram, al dracu de TikTok, mai bine nu intram, acum mă gândesc în continuu la tine, nu mai pot să dor. Păi tu vorbi. Ești cu mine acum, e normal să te gândești la mine. Nu știu, mă gândesc la tine. Păi după ce o să terminăm de vorbit, să termin și de gândit la mine. Nu, să-mi lași numărul tău pe prive. Auzi, spune-mă... Nu cum ar interesa mea, bă. Ați dai seama că mă roade un pic curiozitatea. În partea de jos stai bine?
Cred că undeva, da, depinde, adică cum e bine pentru tine, ca eu să înțeleg. Eu îți dai Adică... seama că aș prefera să fie lungă și groasă. Îți dai seama să te mint acum să fie mică și subțire, ce naiba. Mă scobesc în naș, ce naiba fac. Sincer, auzi? Și jos stai bine tu ca sus? Hai să te întreb o întrebare. Și jos Ca stai să... bine tu ca în cap? Zi, stai bine și jos sau nu? Hai să te întreb în lungime, cât de lung ar trebui să fie? Băi, eu aș prefera 20, 21, 22, oho. Dă-te seama, să fie lungă și groasă, dai seama că ce vrei să fac. Eu sunt, uite, am gură mare de Rottweiler, dacă deschid odată gura, te înghit. Drumurile noastre se despart aici. De ce? Pentru că eu am un penis de aproximativ 16-17 cm. E ca un iPhone 13 Pro de lung. Nu se Am face. așa. Cam așa? Ăsta e tot ăla. Da. Da, așa, cam așa. Da, ce să zic, binișor. Hai că nu ești de aruncat. Odată trebuie să te am și eu. Da, mai Petru. Hai să-mi Păi, lași. dar nu poți compensa asta. Se poate compensa cumva, nu? Sau nu se compensează nici cu Ia, lungimea. zi numărul tău să-ți dau un bip acum. Uite, fără mișto, uite, sunt aici pe număr. Zi numărul 07. Ei, suntem pe live, sunt mulți oameni aici. Nu am nevoie să mă suni cineva străin. Crezi că te sună ăștia. Nu te sună viața mea numărul. Zi fără mișto, zi numărul 07 cât. Nu șapte. Nu șapte, eu sunt în Chișinău. A, zi, care-i prefixul acolo, că nu mai știu. A? Hai mă, pui. Plus 373. Stai un pic, pe ce? Plus? Păi, scrie, nu? Plus 373, Da, așa? plus 373. Așa? 69. 69? 817. 817, 726. 726, da? Ia Nu, să te trec aici în telefon. nu. 626, nu 726. 626. Wow, păi stai. Cum? 77, deci 81772. Mai zi o dată numărul. 07, nu. Deci așa, plus 373698177. Încă o dată, de la început. Plus 37, 69, 81, 77. Dar fără mișto, că te sun acum pe live și te blestem, vezi, n-avea de alea nasoale cu mine să-mi dai număr greșit, că mă supără, spun sincer. Îți spun sincer cu mâna pe pățâțe, pe piept. Deci nu-mi dai număr la mișto, că nu... Vrei să-ți spun... Vrei să-ți spun ultimele cifre de la numărul tău? Da. Hai mă, zi, mă, zi mă numărul tău de telefon. Bă, dar n-am pomenit. Fii frate, un bărbat asumat. Da mă, uite, îmi place de femeia asta. I-am lăsat numărul de telefon, am închis live-ul, te sun. Ce dracu e așa grav? Spune mâncați și curut tău. Da. Alina, eu te întreb, tu acum ai sunat? Nu te-am sunat, că nu mi-ai dat număr. Uite, ai zis că mai trebuie să Ai trei sunat cifre. acum pentru că a sunat cineva din România. A, da? Păi deja cineva acele trei cifre, Așa? deja le-a înțeles înaintea ta. Le-a înțeles înaintea ta, adică a înțeles numărul care l-am dictat eu. Tu nu ai 76 26 înțeles. A 76 26 A Nu.
A, bun. Deci plus 3, 7, 3, 6, 9, 8, 1, 7, 6, 2, 6. Nu? Ăsta e numărul tău de telefon? Dar nu-l mai spune. Lasă-mă! Am patru oameni până la cine dracu crezi că au ăștia credit să sune pe acolo? N-are mai viață, Da, vieții uite, sună acum, a treia oară sună. Republica Moldova. Auzi, Petru, îți place să cobori cu liftul? Îți place să cobori cu liftul? Îți place să cobori cu liftul? Știi de ce te întreb? Pentru că, uite, mie mi-e frică să urc cu liftul și vreau să cobor tu să mă iei. Auzi, dar un parter mai jos ai, da limbi? Nu. Uite, mie îmi place să dau limbi la bărbați. Cum? Uite, pe bune vorbesc. E chiar e la modă și e mișto. Antonio mai zăpăcit, sunt mult, dar nu mai zăpăcit. Zi, Petru, mie chiar îmi place să fac un bărbat fericit. Nu. Nu? Dar ce faci acolo? Hai mă, puiul meu, arată-te. Mă sună ăsta în continuu, l-am pus la adresa lui, că nu știu cine sună. Păi uite, în fine. Petru, de ce te blochezi și nu vorbești? Auzi, Petru, fii atent, vreau să-mi arăți și mie talpa de la picior. Mi-arăți? Fără mișto, uite, eu ți-o arăt, ești nebun la cap, uite, n-am nicio rușine, uite. Uite, ce piciorușe fine am. Foarte mișto, bravo. Au. Așa, uite, mișto. Mă las să suc degetul de la picior? Pentru ce? Nu știu, mie îmi place să sug degetul de la picior și după aia sug ciocanul. De ce? Păi îmi place să sug degetul de la picior, pac. După care încep cu limbile și după aceea, dacă mai lași tu și mai chef, ce ți se face milă de mine să-mi dai și mie vreuna. A, înțelegi ce zic? Dar prima oară încep cu picioarele, te pupă tălpi, pe degete, înțelegi, și le sug, îți rod unghiile așa, înțelegi, am poate zic de astea, ce vrei, fiecare cu nebunia lui astea.
Bine, Antonio, te pupăm. Ce, nu ți-a dat nicio femeie limbi în talpă sau ce? Amă, ce dracu, că limbile în talpă și în cur sunt la ordinea zilei. Ce femeie nu dă limbi în talpă la un bărbat sau un fund? Să nu mai zic cur, că par bulgară. A? Te pup, Antonio, dă-mi follow, că te follow. Nu cred că-mi plac mie așa chestii. Păi, dar tu n-ai de unde să știi din moment ce tu n-ai încercat, înțelegi? Tu n-ai de unde să știi din moment ce tu n-ai încercat. Da, nu știu ce să mă întreb. Tu ai locuința ta proprie? Că uite, de exemplu, eu acum când vin la tine aș vrea să vin cu haine cu tot. Eu nu te-am chemat. Păi vin eu, ți-am zis că m-am îndrăgostit de tine. De ce, Doamne, iartă-mă? Băi, ție îți place să rupi inima la fete? Vezi că nu e frumos, că uite, te bate Dumnezeu. Păi mă faci, mă îndrăgostesc de tine și eu vreau să vin cu hainele și tu mă respingi, nu-i frumos și dracu, mă faci să plâng. Eu vreau să vin cu hainele direct. Spune-mi, avem unde să stăm sau ai pe cineva acasă? Nu începe cu astea, Petru. Păi, cine a apărut cu 5-2-2 la 1? Eu te-am sunat. Cine din chat-ul? N-a sunat nimeni, ăștia n-au treabă, că dacă am 4 oameni pe live, cine dracu se sune? Că ăștia n-au treabă, ce, le plac femeile, nu bărbatul. Ei, atunci de ce suni insistent? O fi fost mult... prietenă, o fi vreo una dintre admiratoarele tale? Nu, dar nu e numărul tău. Sau e numărul tău ăsta, cu 522 la urmă. Da, 522 e numărul meu. Păi atunci de ce suni insistent și de mai multe ori? Sunat odată, eu am înțeles, am înțeles că ești tu, gata, ajunge, că mă ferite chiar. Pentru ce? Zi, Petru, vin cu hăinuțele. Hai că fără miște, uite acum încep să strâng hainele. Uite, am și pe aici niște tricouri. Bine, asta nu-i spălat, dar... A, e. Înțelegi? Fără miște. Hai că încep să împachetez hainele. Fără miște. Zi. Nu. A zis ori mea că vine și ea cu mine, sau oricum, că cumnatul meu, mă rog, nu știu ce discuție a avut cu cumnatul meu mai devreme și că ar fi dat-o afară din casă și i-a zis, lasă-vă, vină, Dani. Oh. Încerc să fiu serioasă și mă face să râd. Uite, te deranjează dacă vin cu surmea? Hai că, uite, eu încerc să-mi strâng hainele, fără mișto, Petru. Mă primește, avem unde să stăm, dar vorbește, Petru. Păi, nu știu ce să-ți mai spun, că ți-am spus de multe ori că nu. Eu nu am timp de tine. Da, dar nu, ți-am dat acum. Băi, să nu ui paltonul ăla. Am un palton, să nu ui naiba. Zi! Spune, cum adică n-ai timp, mă, de mine? Păi mă faci să... Băi, te bate Dumnezeu, Petru, să-ți fie rușine. Uite, eu îmi strâng hainele chiar... Adică? Păi eu chiar vreau să vin, ești de bun, fără mișto, ce naiba. Zi-mi unde să vin, că vin cu haine cu tot. Că și așa stau în chirie aici în București, nu mai plătesc chiria, numai bine. Măi, dar de ce tot te blochezi? Cătăline, naiba să vin. Uite, fii atent, vezi că a intrat una, Oana, aici la mine, e fosta ta prietenă, cine e?
Că tot zice una, Oana, că dumne, că vezi că e cu mine, că astea, că ai grijă cu el, că ne întâlnim și te bat. Vezi că nu-s frumoase astea, Petru. Auzi, Petru, da, ai făcut, că acum știi cum e, toți cred că am avut păduc când eram mici. Tu ai avut păduc când erai mic? Nu e nicio rușine, ce naiba. Îmi aduc aminte. Îmi aduc aminte acum, așteaptă puțin. Stau, stau, ce să facă până vorbești? Mi se descarcă baterie. Cred că a fost un episod, dar nu a durat mult, a durat o zi. Cred că și mama mi-a scos pe toți. Păi și cum n-ai mai scăpat de ei? Undeva la cineva. De aici, nu mai sca mâncați și curătul, că fac ouă de aici, că să mulțesc. Păi nu știu, eu din eu țin minte, cred că... Nu știu, mama din start mi-a scos pe toți. Eu cred că i-am primit în ziua aceea, adică eu nu i-am primit de o lună de zile și îi țin în cap la mine. Dar ți-a dat i-am primit în ziua aceea și... Că de la gazul ăla, ce că mor. Ci că de la păi, gazul a fost o... A? A fost o vârstă foarte fragedă. A fost o vârstă foarte fragedă a mea, care nu prea am amintiri din perioada aia. A, deci mare, n-ai mai făcut adică păduc. Nu cunosc, nu știu, nu. O prietenă de-a mea a făcut păi, păduc recent păi, și toată lumea în oraș păduchioasă. O bune, frâmși tu. Păi trebuie să fii prost ca să ai păduchi, așa mi se pare. Că ci că faci păduc și dacă nu te speli și ci că dacă... Mă, poți să iei de la găini, n-ai de unde să știi. Poți să iei de la un om păduchi. Când treci pe unul și sare un păduchi în capul tău, faci după aia să mulțești. Da, oricum, dacă te speli regulat cu apă, faci duș, faci vană, faci speli, ai grijă de corpul tău și te-l speli, atunci de unde e păduchi? Petru, știi ce am mai auzit? Că ar avea ăștia prin oraș și că sculament ăla. Și ce N-am zic? Înțeles. Cu la mine, că e plin oraș. Nu știu ce zice. Cu ce? A? Cu la mine, de la cică de aia, de să se umflă cariciu și cică te mănâncă, zici că... Ai auzit, știi ceva? Vorbești despre puf de la copaci de plopi? Nu, mă, nu, sculamentul este, fii atent, cică, ți se umflă aia pe jos și te mănâncă rău de tot. Spălați-vă mai des. Păi nu, ce de la femeie. A? Se ia de la femeie, cică. A, adică după ce faci sex cu cineva da, și primești o boală venerică. Da? Boală. Aha, ca să înțeleg unde duci tu, pentru că eu la nu e boală, adică sculamentul e un fel de răceală, așa, știi ce zic, adică poate să o ia oricine, știi? Adică nu e ceva grav, știi? Doar că te mănâncă, se umflă atunci, e dublă. Ferească Dumnezeu, poate faci de aia și dacă ți se umflă măciuca, ți se umflă măciuca, îți dai seama, e bine momentul ăla să faci sex cu cineva, că se întărește, se îngroșește, se lungește și când dai, te și mănâncă și tu îți dai seama cum... Eu cred în că ascultă-mă. Eu cred că în așa cazuri este strict interzis să faci sex. Este interzis? Da. Da.
Scurge nasul? Nu. Păi văd că scurge nasul, te-ai înroșit tot, ce naiba. Ce-i cu tine? Vezi că nu-mi place, nu-mi plac astea. Gesturile astea urâte. Ce naiba ai la nas acolo? Unde l-ai băgat? Vezi vreun muc aici? Scurge? Nu văd niciun muc, dar nu-i frumos astea. Bași nasul în cameră, ce vrei să spui? Că ce? Mă uit, eu nu vreau să spun nimic cu asta. Eu mă uit la mine, mă uit la nasul meu, mă uit la... Păi da, dar nu-mi plac astea, ți-am zis. Cu capul. Ce te-ai emoționat? Ce cu tine? Tremur tot. Ce... Dai, doamne, tu mă, normal, că nu-ți fac nimic. Bine. Mi se pare că te scuturi, așa, nu știu. Adică mă scutur. Nu știu, mi se pare că te scuturi, așa, nu știu, ești paranoia. Ți-am încurcat cu mezile, ce-i cu tine? Oricum, vezi să ieși de pe live, că eu ies în momentul ăsta de pe live, nu mai stau, mai stau vreo 5 minute, că după aia vreau să te sun. Răspuns pe cameră, pe numărul ăsta de telefon, ai WhatsApp? Nu. Nu? Păi și eu cum... Nu-mi place WhatsApp-ul. Eu cum fac să te văd? Ai Facebook ceva? Ai Facebook ceva? Nu știu, să te sun, să... Păi mă sun pe FaceTime. Ah, da, bravo, iubirea mea. Nu am Facebook. Păi da, dar nu merge pe FaceTime, uite, zice apel video, nu merge, uite, fără mișto, uite aici. Nu apare cu FaceTime. De ce zic? Ce spune? Ce spune? Nu merge să dai pe el, uite, momentul în care vrei să dai, uite, apare cu negru. Nu merge decât mesaj și ăsta. Vezi? Deci n-ai mă FaceTime fără mișto, tu n-auzi? Cum nu am FaceTime? Nu ai FaceTime, ești nebun, dacă uite, ți-am dat aici, fără mișto. Uite-te aici, uite, apel, uite, nu apare FaceTime decât mesaj și apel, uite. Uite, FaceTime nu apare să dai pe el, vezi? Ai Instagram ceva, nu știu, Facebook, nu știu, Telegram ceva, nu știu. Hmm? Am Instagram. Ia zi, cum ești pe Instagram? Ha? Hai mă, iubire, mi-ai spus Petru. 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 Și ce punct Preda. A, punct Preda. Și ce poza ai de profil? Ce poza ai de profil? O să mă cunoști. Ok. Ok, ok. Bine, iubicule. Hai că te sun după asta. Hai că trebuie să oprezi live-ul. Hai că te sun. Ieși și tu de pe live că te sun. Bine? Ieși acum. Ieși de pe live că dacă... Nu, nu vreau. Nu vreau să ieși. Ies. Ieși că te sun. Hai, ieși că te sun. Aoleu, domne. Mai găsesc și eu câte unul ăsta să facem caterincă. M-am plictisit de el. Am plictisit, trebuie să mai găsesc altul să râdem. Hai, ne vedem mâine. Vă pup să aveți o seară înțepenită.